Drumul european 79 pe tronsonul cuprins între localitățile Târgu Jiu și Bumbești Jiu este aproape impracticabil. Șoferii fac slalom printre gropile apărut în asfalt. Se circulă pe drumul ăsta. Haznic. Deci așa ceva, nu știu dacă am văzut vreodată. Deci, de unde veniți? De la Petroșani. Și cum e drumul de acolo? Defileul mai e cum mai e, dar de la sadul încoace numai gropi. Deci nici nu ai ce alege. Multe gropi? Foarte multe. Cum se circulă? Acest drum trebuia să fie reabilitat anul trecut, însă firma constructoare de origine maghiară nu a binevoit să-și facă treaba. În ciuda acestei situații, constructorul nu a fost tras la răspundere. Cum s-a luat decizia să nu se mai rezilieze contractul cu firma constructoare și să se renegocieze? Având în vedere clauzele contractuale la finalul contractului, care contractul era valabil 24 de luni și probabil, v-am spus că nu e contractul la mine, prevedea undeva clauze contractuale de renegociere. Deci nu știți când trebuia să fie gata, când se înceapă? Ba da, 24 de luni, v-am spus, august 2009. Trebuia să fie gata. Exact. Rămâne de văzut dacă firma maghiară va finaliza sau nu lucrările. Până atunci se circulă... Jalnic! Pentru reabilitarea drumurilor județene degradate din cauza materialului antiderapant, respectiv 30.000 de metri pătrați, vor fi cheltuite 1,5 milioane lei.